Numărul vânzărilor a scăzut în piața Mircea din municipiul Drobeta-Turnu-Severin de când geamurile au fost date jos. Frigul îi năpustește pe comercianți, dar și mai mult pe cumpărători, astfel cei din urmă preferând cumpărăturile din hipermarketuri. Numărul de cumpărători în piața Mircea a scăzut considerabil de când geamurile au fost date jos. Frigul se pare că îi sperie mai mult pe cumpărători decât pe comercianți, preferând cumpărăturile din centrele comerciale mari. În timp ce în piețele agricole, abia dacă se mai zăresc câteva persoane în hipermarketuri, este o supraaglomerație de neînchipuit. Producătorii agricoli sunt dezamăgiți. Prețuri mici, muncă multă, iar acum aceștia se confruntă și cu un număr redus de cumpărători. S-a pustie. Așa e în fiecare zi, puteți să treceți în piață. Cine mai vine să în curentul ăsta? Duceți-vă la marketuri să vedeți că e plin. Peste tot. Asta este. Vin 2-3 cumpărători pe zi. Și cam nasol cu prostiile ăștia ale lor. Cam nasol. A scăzut numărul cumpărătorilor de când s-au dat geamuri? A scăzut, doamnă. A scăzut. Nu mai vine omul să cumpere. E curent, se duce la marketuri, dar aici prea puțin la lume vine. Este cert faptul că numărul cumpărătorilor a scăzut de când geamurile au fost date jos, însă producătorii agricoli sunt mulțumiți că au totuși posibilitatea de a-și vinde produsele în continuare. Totuși, la inițiativa conducerii primăriei s-a găsit o portiță prin care vă puteți vinde produsele în continuare. Păi da, că ăștia de la guvern au aruncat la administrațiile locale să găsească soluții. Alții s-au chinuit să facă piețele și își va joc de oameni. Asta e. Stau să vedeți de săptămâna viitoare, când o fi frigul al mare. Cine mai dă atunci prin piață? Domnul primar a făcut un lucru foarte bun, s-a zbătut pentru noi, a făcut ce a trebuit, să rămână piețele deschise. Dar lumea totuși fuge de chestiile astea. Vin prea puțin și mai vin prea puțin bătrâni care mai vin la cumpărături. Le mulțumim foarte mult că marfa se strica, cartofii au început să încolțească. Dacă mai stăteam o lună cu ei, ce făceam? Și le mulțumim încă o dată. Asta e, stăm ori mai puțin în piață, nu mai stăm o zi întreagă, dar să te mulțumesc că piața e deschisă și cumpărătorii o să vină până la urmă. Primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin a acordat un interes deosebit în ceea ce îi privește pe producătorii agricoli din piața Mircea. Inițiativa de a da geamurile jos astfel încât produsele de pe tarabe să poată fi vândute în continuare îi mulțumește pe comercianți, întrucât există posibilitatea ca piața să fie închisă complet conform măsurilor autorităților guvernamentale. Dacă piața ar fi fost închisă, munca producătorilor de pe un an întreg ar fi ajuns la gunoi.